Conducerea Comunei Dumbrăvița s-a mișcat repede după demisia de la începutul săptămânii a lui Radu Țoancă, cel care a ocupat poziția de director mai bine de un an și jumătate în cadrul Clubului Sportiv Comunal. Miercuri, Primăria Comunei Dumbrăvița a confirmat, printr-o postare pe o pagină socială, aducerea lui Radu Suciu, legendarul portar al Politehnicii Timișoara. În vârstă de 65 de ani, Suciu a activat în ultimul deceniu la AFC Ripensia OVT Timișoara, fiind un membru refondator al clubului care a ajuns din campionatul municipal până în Liga 2. Iată ce ne-a declarat în exclusivitate noul manager general al CSC Dumbrăvița. Voi activa într-o funcție executivă. Sigur că problema este ca viziunea mea despre fotbal, tenis, judo și mai departe, automobilism și sport în general, a trebuit să coincide sau în orice caz să se acordeze, să se armonizeze cu ceea ce gândește primăria, respectiv, până la urmă, Consiliul de Administrație al Clubului. Eu sper, așa cum întrevăd acum, că lucrurile astea să se întâmple. Dacă există divergențe insurmontabile, sigur că atunci nu vom putea să lucrăm împreună. De-aia spun eu, așa cum văd acum lucrurile, cred că gândim relativ la fel. Încă o dată spun, eu va trebui să aplic politica pe care Consiliul de Administrație o stabilește. Pe lângă experiența importantă de la Ripensia Timișoara, aveți și o experiență vastă în domeniul de business. Credeți că veți putea să atrageți mai mulți sponsori la echipă? Asta ar fi de dorit. Acum eu trebuie să iau contact și să cunosc măcar de la distanță mediul de afaceri din Dumbrăvița și de-abia după aceea trebuie să facem pasul următor și să încercăm să îi determinăm pe oamenii de afaceri să implice în sport. La modul în care, sau în ideea în care sportul din Dumbrăvița ar trebui să fie un sport de masă. Deci clubul acesta ar trebui să se, și eu așa am înțeles că se dorește, să se îndrepte în special către copii și tineri din Timișoara care vor să facă sport, să-i pregătească pentru viață, iar pe cei care sunt apți pentru performanța înaltă, să pregătească pentru această performanță înaltă, în așa fel încât să le permită să facă pasul către cluburi profesioniste, pentru cluburi private care să îi ducă pe, eu știu, în eșaloane superioare ale diferitelor competiții, către echipe naționale și așa mai departe.